Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Vlog. Astăzi vom asambla un alt montaj, de această dată având cablajul sub formă de inimă. Haideți să-l despachetăm de aici. Văd că avem și schema, lista de componente, dar nu puteam să pună și în engleză. Pe spate avem și schema, bineînțeles cu LM358, având două amplificatoare operaționale, sub aceeași capsulă. Schema e la fel ca în cazul primului montaj. O chestie, observ că între ieșire și intrarea neinversoare, de aici, avem un semi-reglabil. În cazul montajului anterior nu, nu aveam. O să fie interesant. Am aranjat puțin componentele ca să vă dați seama. Avem 6 rezistoare, dintre care văd că 3 de 47 de kiloohmi, avem de 22 de ohmi și de 10 kiloohmi, parcă. Un condensator polarizat electrolitic de 47 de microfarazi, integratul LM358, tranzistor S8050, este cam la fel cu BC547, bipolar, NPN cu plus pe bază. Un semireglabil de 50 de kiloohmi, 50 și 3 zerouri, ultima cifră reprezintă numărul de zerouri, și un întrerupător cu reținere. Să trecem la asamblarea kitului. Prima dată o să punem rezistoarele pe cele de 47 de kiloohmi. Rezistoarele au fost așezate pe PCB, iar acum să le clipim. Punem puțin flux. Mult, dar ca să fiu sigur. Să tăiem cu sficul terminalele acestor rezistoare. Am observat că acest kit nu a avut socket pentru integrat, așa că o să punem noi separat. Avem și tranzistorul S8050, îl punem aici. Hai să punem și semireglabilul în zona asta. Să punem și condensatorul electrolitic de 47 de microfarazi. Avem minusul notat, terminalul mai lung reprezintă plusul. Pe cablaj minusul e notat prin această zonă hașurată, da? Din câte se vede. Să punem flux, ca de obicei. În cazul socketului am lipit un pin pentru a fi sigur că stă pe poziție. Este mai reglabil, am uitat să pun flux, dar rezolvăm acum. Gata. Să tăiem terminalele. Să punem și LED-urile roșii. Da, sunt roșii, însă capsula este semi-transparentă, din câte se vede. Terminalul mai lung reprezintă plusul. Să punem flux. Fiecare. În cazul LED-urilor este bine să lipim la început un singur terminal, deoarece o să trebuiască să așezăm LED-urile cum trebuie. Da, și după cum v-am spus, trebuie așezate LED-urile cum trebuie. Iar acum putem să lipim și celelalte terminale, bineînțeles. Mai avem 5 LED-uri, deoarece n-am putut să le pun din cauza suportului. Thank you.
Se pare că mi-a rămas un LED. Chinezii au pus unul în plus, nu-i problema. Să nu uităm de acest întrerupător. Cred că așa se pune, observați că are o mică chestie, o mică gaură acolo în zona aia. Și pe cablaj există forma respectivă, deci așa se pune, cred. Da? Întrerupătorul. Aici nu mai pun suportul, că cred că mai rămâne încurca. Lipit un pin. Iar acum să așezăm întrerupătorul pe poziție, la fel cum așezam și LED-urile. Gata, așezat. Și așa putem lipi și celelalte terminale. Ok, kitul a fost lipit. Mai ar urma să lipim două conductoare. Hai să curățăm cu alcool izopropilic nițel. Cam așa arată lipiturile. Să vă arăt mai de aproape. Și fața montajului. Să cositorim nițel. În zona asta. Gata. Să nu uităm să punem integratul. Să îndreptăm pinii ca să intre în socket. Ok. Cred că sunt în regulă. Avem grijă la noci aici și în cazul socketului în partea de sus. Da? Poate să intre bine. Perfect. Integratul a fost montat. LM358P. Ok. Și acum momentul adevărului. De data asta vom alimenta dintr-o un set de baterii 5V și ceva, toate în serie. E oprit, îi dăm drumul. Interesant. O să modificăm din acest semireglabil să vedem ce se întâmplă. Ah, interesant. A? Nu se mai singe? Să dăm înapoi. Fain. Hai să stingem un pic lumina. Am mutat camera pentru a filma din alt unghi. Să pornim kitul. M-am jucat mai mult cu acel semireglabil și se pare că reglat în sus, LED-urile se aprind și se sting pe o durată mai lungă de timp. Reglăm spre jumătate. Mai mult. Mai mult. La maxim. Hai să stingem și lumina. Deci în partea de sus, la maxim. Să reglăm. La jumătate.
Acesta este montajul. Sper că v-a plăcut asamblarea acestui kit cu un cablaj sub formă de inimă, cu LED-uri roșii, transparente, semi-transparente. Dacă v-a plăcut videoclipul acesta, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!